Înainte de a răspunde la întrebări, vă citesc cuvintele înțeleptului din Proverbe, capitolul 9. Versetul 9. Dă înțeleptului și se face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Și 2 Timotei, capitolul 3. Citesc de la versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, dacă e cazul, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune, rețineți, în neprihănire. Adică cine nu vrea să trăiască frumos și curat, nici să nu se aștepte să priceapă, nici nu poate primi. Dar cel neprihănit, cel înțelept, își îmbunătățește purtarea, calea. Să ne ajute Domnul să fim cu scrimbesul următor, desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Amin? Îmi spunea soția că la una din părtășiile de genul acesta din Italia, s-a rugat și a zis, Doamne, dă-mi un semn așa să văd folosul, dacă tot umblăm. Și după întâlnire, s-a dus o soră la ea, avea, cred, vreo 50 ceva de ani, și a zis, soră, azi am priceput unde e problema, e la mine. Soțul e în țară, eu aici, știu ce trebuie să corectez, mă duc în țară la bărbat. Asta e marea curiozitate, culmea. Știm unde trebuie să corecteze altul și nu știm unde să ne corectăm noi. Dar vin cu o întrebare. Ce e mai ușor? Să corectezi pe tine sau să corectezi pe altul? Pe tine. La altul, cap, n-ai cum să ai tu acces. Să-i sucești acolo rotițele cum vrei, nu? Băi, nu mai gândi așa, nu mai zi așa. Fiecare se poate pe sine cerceta cel mai bine. Asta în nădejdea că și cugetul ne este curat și că vrem să fim sinceri cu noi înșine. Și s-ar putea, după ce ne corectăm pe noi, nici să nu mai fie mare nevoie să corectăm pe celălalt. De la sine, să-și dea seama, să ne răsplătească Dumnezeu cu oferta Lui. În ideea aceasta vreau să abordăm întrebările. Legământul căsniciei trebuie ținut chiar dacă ai fost mințit cu privire la puritatea dinaintea căsătoriei și ai fost înșelat? Da. Nu v-am dat exemplu cu gabaoniți? Și nu au fost înșelați? Legământul e legământ. Dar trebuie să acord circunstanțe atenuante. Eu știu un caz în care o fată a fost înșelat. Nu că a vrut ea aventuri. Un patron a înșelat. Dar a fost tare zdrobită, a fost frică să spună. N-a spus la nimeni, ani de zile n-a avut liniște, pace. Același patron a mai șantajat-o și după căsătorie. Până la urmă i-a spus soțului, dar s-a temut să-i spună totul dintr-o dată. Și el a fost cuprins acum de neîncredere și vrea să o abandoneze. I-am vorbit cu amândoi și ea atâta plângea și spunea, frate, atâta nu am dormit, ce mai pot să fac? Deci, nu neapărat trebuie judecat cineva, ba încă din potrivă, trebuie analizat cazul și încadrat omul la cele mai favorabile circumstanțe. Am întâlnit caz în care o soră tare judeca bărbatul și rudenile lui. Că bărbatul a fost rece, dur, rudenile, de aia nu ținut cont. Nu-i putea ierta cu capul odată. Și-a îngăduit-o Dumnezeu să intre într-o relație cu cineva și să păcătuiască odată, chiar fizic. Și spunea ea, vai, după ce am făcut păcatul ăsta, pe toată lumea iert,
Dar nici vorbă să-mi amintesc de ce mi-au greșit cumnatul și socra. Numai atât am dorit să mă ierte Dumnezeu pe mine. Nu mai pun problema sub nicio formă cum să-i cu alții. Ăia din oficiu să ierte, numai pe mine să mă ierte. Și am zis, soră, dar oare a trebuit Dumnezeu să îngăduie până acolo ca să fie ușor să ierți, să accepți, să treci? Da. Și nu uitați, celui ce se iartă mult, iubește mult. S-ar putea tu acum să fii nevoie să-ți ierți nevastă, să-ți ierți bărbat, de ce-o fost, de ce-o făcut, înainte sau după. Și cel în cauză să se simtă favorizat de ceea ce ai făcut și cu vremea. Poate vei cădea bolnav sau bolnavă și te va îngriji, îți va răsplăti. Și dacă nu, el sau ea îți va răsplăti Dumnezeu.